De Crăciun a fost cod portocaliu de inundații pe Crișul Alb, iar râul a ieșit din matcă, afectând câteva drumuri din nordul județului Hunedoara. Din fericire, conform celor transmise de reprezentanții ISU Hunedoara, nu au fost afectate imobile de locuit, nu au fost așezări izolate și nici nu s-au înregistrat victime omenești. În data de 26 decembrie, la nivelul județului Hunedoara, ca urmare a avertizării hidrocod portocaliu, au fost înregistrate următoarele evenimente. A fost inundat drumul județean 762 între localitățile Baia de Criș și Rișca, pe aproximativ 100 de metri lungime, circa 0,7 metri înălțimea apei, ca urmare a vărsării Crișului și a precipitațiilor. Revărsările de apă nu au produs izolarea localităților, pentru accesul în acestea au fost identificate două rute ocolitoare. În localitatea Mihăileni s-au evacuat 45 de familii cu albine de la o locuință. De asemenea, în localitățile Mihăileni, Baia de Criș, Țebea, Rișca, Cărăstău, Pihodiște, Birtin, Tătărăști au fost identificate pe perioada recunoașterilor în teren trenuri agricole inundate, amplasate lângă cursul de apă, fără afectare de gospodării. Pentru intervenții, numărul pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara a fost suplimentat. Pentru monitorizarea permanentă a situației din teren, forțele ISU Hunedoara împreună cu formația de ape Brad execută periodic din 3 în 3 ore activități de monitorizare și recunoaștere în teren pentru identificarea eventualelor evenimente negative. Pentru gestionarea eficientă a evenimentelor ce pot apărea la nivelul ISU Hunedoara, la secția de pompieri Brad a fost crescută capacitatea operațională a subunității. Totodată, toate subunitățile operative din cadrul ISU Hunedoara au fost prealertate, fiind pregătite pentru intervenție un număr de 28 de motopompe transportabile și 13 remorcabile, încadrate cu un număr de 177 efective aflate în tura de serviciu și 150 de efective de militari la permanență. Codul portocaliu de inundații de pe Crișul Alb a fost ridicat luni 27 decembrie la prânz, dar pompierii și celelalte autorități competente rămân în alertă.